Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face coșulețe integrale sărate, pentru umplături sărate. Și le vom face cu această formă. Vedeți? Așa. Și vom avea nevoie de un ou, 65 de untură, un praf de sare, 3 grame de bicarbonat de amoniu și 20 de grame de lapte. Și apoi vom avea nevoie de făină. Eu aici am 200 de grame, dar o să vedem cât o să intre. Bună ziua, Lavinia! Bună ziua, bine ai venit și bine ați venit tuturor! Astăzi o să facem aceste coșulețe, coșulețe cu făină integrală. Așa. Și pot fi umplut, eu aici le-am umplut cu brânzică Philadelphia, cu puțină ceapă și roșii. Ia uitați. Așa. Și făcute cu forma aceasta, pe aragaz. Eu le-am făcut mai devreme. Am încercat să văd cum vin. Ia uitați-le, vedeți? Și o să le facem acum împreună. Așa. Și apoi o să le și umplem. Și pentru această rețetă vom avea nevoie de un ou, 65 de untură, poate fi pusă și în loc de untură și ulei sau unt. Acum fiecare pune ce dorește și depinde ce punem o să intre făina cât o să fie necesar. 3 grame de bicarbonat de amoniu. Eu îl cântăresc aceste 3 grame. Deci dacă am cântărit untura, las untura cântărită și dacă are 65, apoi adaug 3 grame de bicarbonat de amoniu ca să putem cântări. Așa singur, dacă îl cântărim, e mai greu. Sau punem păhăruțul sau vasul nostru gol, îl cântărim, vedem că are 15 grame, 16 grame și adăugăm până la 18, dacă are 15, 3 grame de bicarbonat de amoniu, ca să-l putem cântări. Apoi vom pune un praf de sare, așa cât ținem între degete, 20 de grame de lapte și eu aici am făină integrală, dar puteți face și cu făină albă, cu ce fel de făină aveți acasă. Eu fac cu făină integrală astăzi, aici am circa 200, o să vedem câte o să intră, dacă mai trebuie mai adăugăm. Și acum voi face într-un vas și voi pune așa. Voi pune aici untură. Ia să-mi aduc o palețică. Voi pune untura, eu o am la temperatura camerei, am să pun și un praf de sare, așa că luăm între degete, nu mai mult. Așa, aici am ouă, o să pun și oul. Și amestecăm așa bine untura cu oul. Și făina cât este necesar, să avem un aluat tare, să facem biluțe. Eu am făcut biluțe de 16 grame pentru această formă, vedeți? Așa, și le punem pe aragaz. Eu am să pun și forma să o încălzesc, să fie caldă. Să deschid aici aragazul. Da.
Le puteți face și la cuptor aceste coșulețe, vedeți? Coșulețe integrale. Pot fi făcute și cu făină albă. Chiar și cu făină de orez le puteți face. Așa. Și amestecăm așa puțin. Eu am să adaug puțin în făină ca să se amestece mai bine. Așa. Și amestecăm așa bine. Ouă cu făină și cu sarea și cu untura. Eu fac cu untură, dar puteți face și cu unt și cu ulei. Așa. Și amestecăm așa bine. Așa. Acum voi adăuga puțin făină. Așa. Voi pune bicarbonatul meu de amoniu peste lapte. Aici. Și îl voi pune aici în compoziție. Și amestecăm. Și apoi adăugăm făină cât este necesar. Să frământăm cu mâna. Așa, acum o să frământăm cu mânuța. Și mă voi ajuta cu puțină făină integrală. Vedeți? Am luat un că este moale, îl frământăm așa bine. Și apoi vom cântări biluțe de 16. Am să întorc și forma. Vedeți? Cu această formă o să facem. Aluatul încă este moale, voi mai adăuga puțină făină. Așa. Aici am circa 200-220, cam așa, 200 de grame. Și mi-au ieșit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 mi-au ieșit, că una am mâncat-o. 17 coșulețe din această compoziție. Așa, vedeți, aluatul trebuie să fie tărișor, nu prea moale. Da, 200 de grame de făină. 180, 180, depinde cât de uscată este. Așa. Puteți lăsa aluatul circa o jumătate de oră să se odihnească și după aceea îl puneți, faceți biluțe și îl puneți pe foc. Vedeți? Aluatul așa este. Este gata. Am mai frământ așa puțin. Și acum vom face biluțe. Le voi cântări. 16 grame una.
aici am încântat și le vom cântări. Și facem biluțe și le punem așa aici alături. La început puteți unge forma, așa, dar având în vedere că sunt făcute cu untură, eu după aceea nu mai ung. Și le cântărim. Și acum o să le pun aici în față. Și aici avem foame, uitați. Și am să pun, având în vedere că untură, eu n-am să mai ung. Așa, fac o mică presiune și închidem și punem pe foc și ținem așa un minut, două pe o parte, un minut, două pe cealaltă. Ia uitați-le, vedeți? Așa. Și le scoatem așa aici. I-au rămas două. Le puteți face și la cuptor dacă doriți. Așa, și mai punem. Eu apăs așa puțin. Aveți grijă să nu vă frigeți. Așa, și apăsăm. Și strângem așa bine. Și după ce terminați forma, nu o puneți în apă, lăsați să se răcească așa și după aceea o spălați. Ia să le scoatem. Ia uitați-le. Și acum voi pune următoarele. Așa, și apăs așa puțin aici. Și închid. Și la început țin pe o parte și pe cealaltă cu mâna. Și sunt gata și ultimele. Să le las așa, ia să le vedem cum sunt, ia uitați-le, vedeți? Și le răsturnăm așa aici. Forma o lăsăm să se răcească. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc, vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă, la revedere, pupici!